Ce înseamnă timpul tău și nu-l mai dai la nimeni? Ce am înregistrat, da, am moment de smis a fost și acum înțelegi unde ești mai departe, cât de cât, ok. Nu-ți mai stă nimeni, nu stai la chiremul nimănui ca și timp, pentru că ești în viteză, în trecut, în viitor, în prezent, tu nu stai locului. Proiecțiile din afară îți arată pe cineva din rude, din, da, jumătatea ta, colegii, prietenii, pământul. Se întâmplă repede, a venit, a plecat, am de lucru, am venit, am plecat, eu am treabă, tu nu știu ce și nu știu cum, tu ești, da, la pensie, să zicem, sau de, noi nu avem timp de tine, noi, da, în afară. Nu e în oglindă. Tu ești, tu n-ai timp de nimeni, tu alergi. Păi, ce puternic e. Am deschis, am mai pus pe foc și... Ok. Un pic de fum. Tu ești în viteză, înăuntru, da? Prezent, în trecut, în viitor, lămurești, faci, dregi. Și în afară, în oglindă, da? Proiecție din afară îți spune, îți arată, îți, lumea pleacă, vine, nu ești băgată în seamă, nu, tu nu bagi pe nimeni, înțelegi unde ești. E dur și până omul nu înțelege despre ce e vorba, o să se chinuie și o să sufere ca un câine și nu e. Și tu faci, dregi, ai înțeles ceva, asta ești tu, astea sunt abilitățile tale, asta a fost dintotdeauna, da? Dacă ai fost cu cineva cândva, eu nu știu cum a trăit omul ăla cu tine, știi ce zic? Sau familia aia, eu nu știu cum de te-ai înțeles, nu cred că te-ai înțeles cu nimeni, nici la job, nici la... Tu înțelegi cum e? E în viteză, până omul își pregătește să facă ceva, mai ales dacă ai jucat în teatru, își pregătește pentru spectacol și a pregătit tot recuzită, tot, tu deja ai jucat spectacolul, tu ai dispărut. A rămas ceva holografic în loc să-ți facă să-ți dreagă. Și dacă ai greșit ceva, treaba lor să se descurce. Înțelegi unde? E dur, e super. De-aia ai plecat de la servici, de-aia nu ești nicăieri, de-aia ești unde ești. Pentru că rezolvi altfel lucrurile și trebuie să faci altceva acum, știi? La alt nivel. Da, acolo e. Te distrezi, da, te distrezi. Asta ție îți spui. Tu nu spui cuiva concret, da? Îți spui ție, înregistrezi pentru tine. Dacă pentru mine eu înregistrez, dar vorbesc așa pentru că așa am pornit-o și așa mă simt bine. Ok. E ca și cum mai ghidez pe cineva, dar nu ghidez pe drumul meu. Eu nu ghidez pe drumul meu. Înțelegi? E un fel de asociativ. Și omul face, dacă mai e, da? Pe pământ, face, și o ia pe arătură sau o ia pe drumul. Nu merge pe drumul meu, n-are cum. N-are cum, e dinăuntru. Drumul meu e înăuntru, e înăuntru meu. Și atunci au fost programele proiectate să se încerce înăuntru, ca și cum energetic, să se bage omul, cineva, da? Să intre, kundalini și mundalini, să încerce prin mine să... Nu, nu merge. Nu merge. E, încă o dată, e ADN-ul care e doar a meu și nu-l împart. N-am cum să-l împart. Nu, e un fel de soartă, un fel de zi cum vrei. Și atunci fiecare are drumul. S-a chinuit, s-a zbătut, s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu fascicule, cu... Da? Nu, s-a înapoi în viitor, înainte în viitor, da? Și se merge, fiecare merge pe drumul lui și nu se mai bagă pe cărare altă. Acolo, asociativ, mai înțelegi unde ești, ce și cum. Asta vreau să... Ok, mai vorbim.